Să știi. Nu veniți acum să vă dați oameni buni, că nu sunteți, n-ați fost până acum, nu o să vin niciodată. Dar de ce vorbesc la plural dacă vorbesc doar cu Nava? Că eu o duc până la capăt. Explică-le și nouă. De ce vorbești la plural dacă vorbești doar cu Nava? Dacă nu ești destul de deșteaptă să vezi că se dă pe lângă tine acum doar să se întoarcă împotriva mea. Da, am zis foarte clar că și dacă ar fi să vă răspund la întrebările mele, să mai răspund și pe mine, care m-a jignit cu mașina, a venit cu anumite implicații, nu mai mai ales că mai stai și lângă asta. Acest comportament nu-ți face ce zici? Lângă isterica asta care își cere păreri după emisiune. Bă, dacă se dă Adelina de parte. Bă, ea nu mai face după mine isterică. Partei cu una aia. Simplu, eu sunt așa, tai de la jumate. Hai de la jumătate, dacă s-a dat pe lângă el o secundă, am terminat relația și gata. Ia vezi, Daniela, cum faci? Ce mă face femeie isterică? Că te rămâi singur, ce mă? Păi ești isterică. E, bine că ești normal. Dar Adelina mă știe și știe că dacă ar face chestia asta și v-ar crede pe voi, din punctul meu, nu mai există. Dar n-are cum să creadă, frate. Dar atenția pentru mine. Dacă se ia după voi sau crede vreo secundă ceva din ce spuneți, la revedere. Noi putem să menținem aceeași linie. Da, știu, dar nu trebuie să-mi zici, că știi foarte bine ce am discutat. Mi-am spus părerea, nu mi-a făcut cinci. Nu, lasă, vrăjea la asta. Înainte să spui tu ceva, i-am spus foarte clar că și dacă îți cere scuze, că în momentul în care și-a cerut amărâns, am zis că e irelevant. Nu te auzi, vorbiți amândouă. Asta poate să-și ceară scuze de 10 ori, oricum, pentru faptele consumate și nu. Nu, pentru jigniri. Pentru jigniri, da. Foarte urât din partea. M-am purtat, că m-am purtat după meritul vostru, sincer. Ha, dar asta de unde ai luat-o, teoria asta a conspirației? Eu tot nu pricep. Stai că e zburat cu Georgiana. Țineți prietenii aproape, dușmanii și mai aproape, sau cum vine asta? Nu mai pot. Păi dacă ieri vorbeați să nu mai vorbiți cu Adelina, așa zi iei apărarea. Păi dar eu... Naba, tu vorbești cu mine, care știu... Ieri vorbea Roxana, dar Roxana nu e astăzi. Păi da... Ai și spus azi... Nu, n-ați înțeles. Ai și spus azi că dacă Roxana nu e... Eu am zis că îmi cer scuze pentru jigniri, omule. Pentru cu acele cuvinte, insulte. Puteam să vă jignesc mai frumos. Da, nu mai jignești deloc. Da, dacă nici tu. Eu nu mai răspund. Nici tu, nu ești în măsură să dai tu, că tu mai jigni pe mine fără niciun motiv. Lasă-mă, comportamentul meu mereu va depinde de atitudinea ta. Comportamentul meu mereu va depinde de atitudinea ta. Și la televizor, mamă, Vlad, dar asta numai cu Duțu și vorbești cu el. Mă, lași, mă, frate, cu... Când am vorbit cu Duțu? Cât ai vorbit cu el? Vorbește fiecare seară. Cât ai vorbit cu el? Mai mult decât vorbeai cu Vlăduț. Nu e adevărat. Mamă, mă, lași, că și era... Nu e adevărat, mă jur pe ce vrei tu. Vorbi și prin mesaje, lasă-mă. Nu e adevărat. Mă ascundeam de tine? Dacă nu, te ascunzi de lume, nu de mine. Nu e adevărat, n-am de ce, n-am relație. Și nevastă mea, de nu se ascunde de mine. Păi și atunci, de ce n-aș recunoaște? Pentru că nu e normal să recunoști că te-ai pune într-o postură și mai proastă decât ai fost la domnule. Dacă ai spune că vorbești cu asta, dar se vede că se vine scopi și stai și vorbești cu el. Nu vezi că omul aplică psihologia. A, nu că nu se aprinde, că țipă. Asta nu e psihologie inversă, când tu zici că oricum îi fiartă după tine. Asta nu e psihologie inversă, dar și tu ai zis în emisiune că... Bă, și tu ai zis în spate, nu în emisiune, scuză-mă. Și tu ai zis în spate că te place fata asta. Că-i piartă ai spus după el. Place. Da, vezi, mă. Ai spus, da, spus că-i piartă și eu. Aici, uite, pe Răzvan, uite, pe ăsta. Da, George, auzi. Ai spus că aia te place și eu vorbesc cu ea. Nu, dar și ai spus. Ia un și a zice că o placi tu pe ea. Nu, a zis Georgiana. Și a zice că o placi tu pe ea. Nu, uite, că cine mi-a făcut ea vorbește pe la spate, că duci o place, asta vorbește pe la spate, că sunt placi cu ea, vorbesc între ei. Se plac reciproc, dar sunt oamenii și pierdeți timp. Păi nu mi-a plăcut comportamentul ei, mă. Nu mi-a plăcut comportamentul ei. Se plac reciproc. Toate reacțiile alea au fost false. Deci s-a sacrificat, a spart televizorul, a jurat a sări la bătaie doar pentru ce? Pentru emisiune? Da, deci am primit o informație că... Nu știm de la cine, dar trebuie să fixăm ușa asta. Plus pe lângă asta am înțeles că se fură curent din partea cuiva și am zis să punem o ușă, să deschidem țintă. Să nu mai trec curentul. Eu eram pe rețea de socializare live, înțelegi? Da. Și era lângă mine, o să se vadă că e înregistrat. Și mi-a arătat că vorbește cu tine. Vezi că i-am scris aseară la Daniela să intre cu mine live, exact. Și mi-a zis că intre cu Roxana și atât. Exact. Cu... Adelina, ai scris că intre cu Roxana? Nu, mi-a scris el să Adelina. Intru live și am Daniele, spus că intru cu Roxana. Am intrat cu Roxana și cu Vlad. Hai că nu vă, sunt măscărici de aici. Bă, dați-vă mă de aici, bă. Sunt măscărici aici. Așa. Așa? Mă, dați-vă de aici.
A, gata, mă, așa. O rup, o rup, o rup. Fixăm. O rup. Dar ce, care e faza cu ușa? O rup. Dar ai rupt-o deja. Dar nu-i băgam seama. Mamă, dar care e faza cu ușa? 70. Te dai? Te dai? Cum vine? Bă, nu, că o deschide pe interior. Da, mă, nu o rupi, că se deschide. Stai, bă, că trebuie să deschide. Radu! Poate cea de pe... Care e faza cu ușa asta, băie? Gaura mai mare, să vadă. Nu, e ok. Alex, e ok. Am făcut asta ca să poată să vadă. Nu, într-adevăr, să poată să aibă... Să-l vedem, gen. Da. Este așa. A, mă, mă, scăricilor. Nu vezi că încearcă. Așa, gata. Păi da, mă, e acum. Dar cum o fixăm, mă? Ei, sunt băieți, mă, și ei, mă. Hai, mă, du-te de aici la așa? La gagică, ta, du-te și stai cu ea, stai de mine. Bă, da, asta instigare, mă, fără mine. Păi da, mă, ăsta, bă, ăsta mă instigă acum. Alex. Ca să mă enerveze să am eu reacție la ei. Am primit informația, trebuie să montăm o ușă în platou. Nu, se numește instigare. Asta ce faci tu acum, ca să mă enervezi pe mine când vorbeam. Dar mergeți să angajați-vă la tâmpărit. Păi dă-mi, mă, o... Ăsta mai nu mă vorbesc cu oameni. Să mă face la ce vă începați. Mă, ce stau? Angajați-vă să vorbesc ce trebuie pe voi. Du-te cu Radu Pasi, la ei să se ceartă înăuntru și trebuie să stăm să stăm să ceartă lor fac. Să accepteți că nu aveți ce să faceți. Contrazice, nu ne lăstăm. Vă contrazice. Dar dacă eu știu că și afară, păi dacă eu știu că a vorbit. Păi da, mă, n-ai văzut. Păi da, mă, dacă eu știu că a vorbit. Auziți? Cu cine? Codruț, Alex! Păi da, mă, dați... Vă rog frumos! No! Voiam să le zic să lase ușa asta, că ușa asta e amintire din ultima gală cu Vlad. Eu nu-i că țin cu Radu acum, dar ceea ce faceți, vă instigare totală. Pentru că mă, să mă enervez. Ziți că el a spart ușa aia de două ori, voi acum o puneți în față. Ce e asta, Alex? Ei doi. Am primit informații să montăm aici. Da, păi du-te și montează-o în spate, du-te și montează unde vrei, dar lasă-mă să vorbesc la... Iar vă băgați să strigați, v-ați mai băgat toată cu oalele, să dați cu oalele. Ați primit, nu merge. Păi așa e, mă, că triste, nu mai au iubite, trebuie să mă strigați, să-mi stige. N-aveți ce să vorbiți, nu știți să vorbiți. Păi n-au, mă, și să vorbească, ei trebuie să strice aici, să mă enerveze pe mine, că ei cred acum că am reacții și... Bă, dar n-are amintiri tocmai plăcute cu ușile alea, că și-a rupt degete, și-a rupt mâini, și-a rupt picioare. Mai în spate, de ce faceți? De-abia mi-a scos mâna din ghiță, dar aduc tot asta aici. E instigare, să mă, vor să te instige. Așa. Jur, nu că ți-ai curat-o, dar asta e... Ia ultim prieteni, s-au trezit prieteni. Mă, cetam cu el. Nu, nu, aveam o discuție, traziceam de niște chestii. Da, nu e niște adevăruri pe care nu vrei să le asta. Ca sunt capul aici, sigur. Ce nu recunosc că ți-a... Păi asta spun eu, mă. Bă, spuneți-i voi, că după aia spune ăștia că mă ce fie aici. Nu vreau să-și asume. Fii aici, spui că Daniel ai fiartă pe tine, că nu știu ce. E George, care e colegul lui de cameră. Fii atent, dacă e bărbat adevărat, recunoaște. Bă, și eu cred că mă place. Bă, ăsta e întregul. N-am zis că nu. Păi asta azi, amândoi, nu, George? Păi asta vorbea cu ea prin mesaje, vorbea cu ea prin mesaje. Nu vorbeam. Nu știu dacă a vorbit cu ea prin mesaje. E telefonul omului, nu avea mesaje, nu știu dacă a vorbit, dar era ca mie. Seara, știi. Păi ți-a arătat ție, dar poate el nu are încredere. N-am vorbit. Poate el nu are încredere. N-am vorbit. Da, mă, Radu, Radu. Nu zic că nu mă place. Da, eu cred că și ea mă place. Dar tu o placi mai mult. Păi și el o place, mă, dar mi-i place comportamentul ei. Îți place. Da, mă, nu e urâtă fata, nu-mi displace. Păi și de ce nu vă cum să zic că îmi displace? Ce vă reține? Păi nu trebuie să mă combin eu când zic alții. Lasă-o ușor. Când simți tu, peste 7-8 ani, dacă simți. Ce moale e naba fără Roxana? Da, unde e naba, mă? Moale e naba fără Roxana? Unde aia face pe victimă acum? De-aia l-a pus pe ăla să-mi scrie? Tu te cere la cameră voie să mergi acolo și vorbești față în față. Nu, am fost deja și ieri. Da, mai bine vorbești față în față. Așa că mai bine vorbești aici. Dacă vrea să vină, să vină el. E mult mai ok. Într-adevăr, ea nu se okay, okay, mai ducă. S-a dus și el, frate. El a greșit. El nu se deplasează de acolo. Să vină el. Dacă el vine. Păi asta zic, dacă el se deplasează bine. Bine, zic eu. Dacă nu vine și așa, tu să vii tu și faci așa. Păi da, da. Am de ce ar aștepta să mă duc eu? De ce trebuie să mă duc eu? Tu ai mai fost odată. Păi nu a greșit. Bine, nu contează cine a greșit, cine n-a greșit. Ieri a fost, dar ea a fost. Ieri și trebuia să fie el așa, măcar din respect. Bă, dar contează cine a greșit. Dacă el a greșit, tot ea să se ducă de 20 de ori după el. El a fost ieri să vină. Ea a fost ieri, el să vină. Păi nu, dar după ce era supărată ieri. A fost să te duci, dacă nu, nu. Da. Bună dimineața. Acum mai lua Adriana sau cu Izi? Da, Adriana, mă, că te uite la Adriana. Iubite mele sau... Beatrice, dar cum ești după conversația de aseară? Nu trebuie să-mi explici, nu. Ce decizii ai luat? Bine. Beatrice, de aseară spuneai că nu mai sunteți iubiți. Da. Vorbeai cu el pe cameră. Până când să intre Ramon aici? Cum de stai să vorbești cu Duțu? Că n-am înțeles. Pe cameră, cum de stai să vorbești cu Duțu? Fix cu Duțu. Unde pe cameră? După ce ați avut cearta aia. Live. Bine. Nu vreau, vreau să evit cât mai mult cuvântul live. Eu nu m-am certat cu ea, mă. Cu cine, nu, mă? Nu, că vorbește cu tine. Păi și ce are că vorbește cu mine? Păi cum vrea să vorbească cu tine dacă păi e cu ăsta? Păi ce treabă are, mă? Am vorbit. Băi, dacă ați ajuns în am casă. Am vorbit. Dacă ați ajuns în casă să spuneți prieten, prieten, prieten. Am vorbit. Înțelegi? Atât. Tu am vrea să vorbești cu el în particular pe bune? Radu. Am vorbit. Prieten, dacă îi văd ceva, nu pot să tac.
Înțeles, dar de ce nu lămuriți chestia asta în casă și trebuie să le poziți afară? Suntem prieteni, atâta. Vă ziceam că îți place de ăsta și îți convine ca de ajută. Nu e vorba de plăcere aici, e doar un prieten, asta, am vorbit normal, spune și tocmai, vorbim ca și prieteni. Am făcut un joc și atâta, n-am vorbit. Altceva, în afară de jocul ăla, nu am vorbit aseară. Tu ca femeie să accepti bărbatul pentru care intri în casă să fie prieten, tu ca femeie și omul ăsta... Da, mă, dacă ne înțelegem ca și prieteni... Da, pentru că nu-l văd mai înțeles. Mult. Nu-l omul văd ăsta mai a greșit. Nu-l văd mai mult ca un... Hai, decât un prieten. Hai, lasă! Omul ăsta a greșit mult și ai dreptate. Dar nu poți să ți-l tragi pe ăsta ca prieten. Dar nu mi-l am exagerat. Exagerez pe bune. Ea s-a dus după greșeala lui. Fiți că atunci când rana era deschisă, ea s-a dus să-l împace, care nu avea nicio treabă. Pe el a durut fix undeva, 2 metri în față. Asta ce asta ce înseamnă? Stai un pic. Dacă înseamnă că a făcut ceva exagerat. Mi-a păsat de ea. Păi dacă el în continuare mai greșește o dată. El în continuare a arătat dezinteres. De ce? Ok, dacă geluțul mai greșește o dată, ce face Beatrice? Sare nimic, ce să facă? Nu, sare pe dintre. Păi deja ar trebui el exagerat. Ar trebui să vadă și semne de la el. Să vadă și semne de la el. Nu, aici exagerez, pentru că eu cu Duțu nu vorbesc. Ar trebui să vadă semne de la el. De sine al tău, unde e? Dacă te duci, te împrietenești cu omul ăsta care... Dar eram... Ne-am împrietenit de la început și eram și cu Gelu. Ne-am împrietenit de la început, nu numai acum, că s-a întâmplat chestia asta. Ne-am împrietenit de la început. A fost compatibil. Duțu venea după tine în casă, în primele zile când a intrat în casă, să te cunoască, tu fiind într-o relație. Dar Duțu se dădea la tine când păi era relație. Păi da, mă, am ajuns la concluzia că... Da, eu nu pot să văd ca un iubit pe Duțu, nu am cum, doar prieteni, atât, asta păi e da, concluzia mea și nu vreau să discut... Care a vrut să-ți dar nu vreau să discut pe chestia asta pentru că păi exagerezi, doar un prieten, atât. Eu i-am vrut binele, nu am îmbârligat-o, ea știe. Nu, dacă vreau să îmbârlig, nu spuneam nicio chestie și eram bârligat. Duțu, tu n-ai vrut binele nimănui. Asta spun. Ți-ai vrut binele în relație. Nu ți-ai vrut binele în relație. Nu ți-ai vrut binele omului. Nu se băga. Duțu și-a făcut și el interesul lui, dar eu îl văd doar ca pe un prieten. Și tu ce faci, omule? Eu îl văd ca pe un prieten. Ok, îl vezi așa cum poți să-l accepti. Asta e ideea, dacă știi că și-a văzut interesul lui cu tine și știi ce a încercat să facă. Cum poți tu să-l accepti pe omul ăsta ca prieten? Nu, pentru că tu nu ai nimic pentru Geluțu și ai găsit scuza perfectă să te desparți sau să o tai așa. Dar exagerezi foarte mult. Normal. Exagerezi. Vezi, mă, aștepta prima greșeală ta. Și de la prima greșeală te lasă ușor, ușor. Dar nu m-am dus cu Dumnezeu, dar ce-am făcut? Așa se va ține cu prieteni. S-a dus ea să-l împace, despre ce vorbim? Păi asta zic, nu mai exagera cu Dumnezeu, așa că nu să iasă în evidență. Bă, ce-ai, mă, iar te-ai îndrăgostit? Hai, pa! Lasă-mă, nu mai căuta japtă cu mine. Juli, nu ai argumente, nu ai argumente, Gelu. Nu trebuie să vorbească Radu pentru... E apărarea unei femei care vorbește cu un italian, fiind fostul ei care o întreține. Georgiana, Adriana și Naba. Pe bine, Naba. Pe bine, băi, ți-am zis. Mă rog, până nu. Vine Roxana. Bă, dar lasă-mă! Mi-au roșu pentru voi. Să dormiți pe calapele pe aici. Voi veniți doar de dragul bă, de a fi gagică, filmat. Dar se lungește cu bărbații pe canapele. Nu vorbi de oameni care stau pe canapele. Momentan ești feminin. Cu vrei cu să vin? Cu mine? Da, cu tine vorbesc. Bă, eu nu mă împrietenesc cu șmecher. Să fii șmecher, Naba, ca să știi cum stai. Eu știu că tu ai dușmănie pe mine, dar nu s-a ajuns la nivelul meu niciodată. Nu s-a ajuns la nivelul meu niciodată, cred. George a pus pe Maria să-și facă pașaport să vină aici. Și are dreptate, Gelu nu este Alexandru Matur? Deloc! Dar nu este, am spus și lui asta. La mulți ani, Ana! Să fii sănătoasă, iubită și fericită! Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.